Mergând pe străzile Chișinăului, mulți probabil au observat pictura murală Coloana Neamului. Autorul lucrării de peste 120 de metri pătrați este tânărul artist Radu Dumbrava, care de ceva timp bucură ochii chișinăuienilor cu opere inedite. Spiteza la înălțime este foarte interesant. Deci, mă rog, e un mix așa de emoții, dar uneori atât și entuziasm, cât și cumva atenția asta. Mă rog, ești la înălțime, oricum trebuie să fii atent. Fiind absolvent al Academiei de Teatru, Muzică și Arte Plastice, Radu Dumbrava a început să facă pictură murală din 2013, implicându-se în diferite proiecte din Chișinău. Anume, acele proiecte l-au motivat să picteze pe clădirile orașului său natal, lucru deloc ușor, după spusele artistului. Pot să mă confrunt cu diferite probleme și aici ține de climă, de intemperii, de ninsori, de gheață, de vânt, mă rog. Câteodată poate să fie starea asta că nu vrei să urci sus, da, pentru că, mă rog, să anumite limite trebuie să le depășești. Procesul de realizare a picturilor murale este pe cât de complicat, pe atât de interesant și dinamic. În primul rând se face schița. Se adaptează schița după formatul dat, după care se face în culoare, după care se face o vizualizare, de exemplu, cum el o să fie pe perete, gata. Și după care deja se transferă pe perete, se aplică vopseaua. Și nimijlocit se pictează și se realizează pictura. Totodată, realizarea unor asemenea capodopere necesită sume enorme de bani, dar și timp. Alături de colegii săi, Radu Dumbrava a lucrat 3 săptămâni la pictura murală Peretele Gloriei, care îl reprezintă pe Decebal însoțit de cei 3 haiduci. Lucrările de pe strada Decebal au costat câteva mii de euro. Ele sunt costisitoare, într-adevăr, pentru că necesită muncă. Atât resurse umane, cât și culori, macarau, e diferit, deci nu pot spune acum o sumă exactă, dacă e 5.000 sau 10.000 de euro. Odată ce fie noi pe bulevardul Decebal, am ales tematica Decebal. Deci este vorba despre Decebal, chipul lui Decebal. Mai jos avem 3 daci, 3 haiduci cu care ei plecau înainte de luptă. Și haiducii ăștia sunt reprezentați făcând un ritual. Ei dansează, de fapt, înainte de luptă. Chișinăul pentru Radu înseamnă a doua casă, în care artistul dorește să investească cu multă pasiune și culoare. În opinia sa, asemenea lucrări vor contribui la îmbogățirea culturală a capitalei. Următoarea pictură, tânărul artist o visează pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Mi-aș fi dorit să pictez foarte mult pe bulevardul Ștefan cel Mare, intersecție cu Izmail. Este un loc pe care eu aș aborda o tematică istorică. Legat de Ștefan cel Mare. M-aș aprofunda mai mult în tema asta, pentru că este un personaj, deci bine, este unul dintre cele mai mari personalități din istoria noastră.